Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6 și 7. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Poporul Domnului în această seară, deși, sincer să fiu, ar fi fost nevoie de mai mult timp ca să spun o predică, în timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să spun câteva cuvinte în contextul acesta, după săptămâna de stăruință care a fost și înaintea de săptămânii de stăruință care va urma. Și predica pe care vreau să o rostesc, o parte din ea cel puțin, se intitulează Înainte și după botezul cu Duhul Sfânt. Cele trei mari daruri pe care Dumnezeu le-a dăruit omenirii, spuneam data trecută, sunt îndrumătorul, adică decalogul din Exod 20, Biblia, ea ne îndrumă, mântuitorul din Evanghelii, care a venit la sfârșitul zilelor ca să ne mântuiască murind pentru noi, și mângâietorul din Faptele Apostolilor, care l-a înlocuit pe mântuitorul, care tetelestai îndeplinindu-și misiunea, s-a întors la Tatăl. Este o mare diferență între perioada de dinaintea decalogului și după decalog. Este o mare diferență între perioada de dinaintea întrupării Mântuitorului și după întruparea Lui. După cum este o mare diferență între perioada de dinaintea cinzecimii și după aceasta. De aceea am spus înainte și după botezul în apă. Biblia este formată din două mari părți, Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament are 39 de cărți. Sunt cele 5 cărți ale lui Moise, cele istorice, didactice, profetice, iar Noul Testament are 27. Mi-astăzi știți că primele 4 sunt Evangheliile care vorbesc despre Mântuitorul. Faptele Apostolilor și Epistolele, cu excepția Apocalipsei, în mod special, vorbesc despre Mângâietorul, pentru că există un proces al revelației și al înaintării Împărăției lui Dumnezeu. Pentru că timpul nu-mi permite, probabil că nu voi avea timp să leg anumite afirmații care vor avea nevoie de explicație, dar o să încerc să le fac în așa fel încât să fie inteligibile. Am intenția să spun că înainte de botezul cu Duhul Sfânt, în viața unui credincios, există o realitate spirituală, iar după botezul cu Duhul Sfânt, totul se schimbă. Totul se schimbă în momentul pocăinței, totul se schimbă în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Sunt repere în viața spirituală care dau foc și niciodată lucrurile nu mai sunt ca înainte. Am observat și vreau să atrag atenția asupra faptului că este la modă să ni se pară o datorie pentru a fi botezați cu Duhul Sfânt, să venim la stăruință, vorbim în limbi într-o seară, ne declară frații păstori botezați și după aceea pur și simplu dispărem de pe scena slujirii. Nu venim la rugăciune, de dimineață a fost la rugăciune de la 8 la 9. Vă întreb pe cei care ați stăruit săptămâna trecută, unde ați fost? Mă refer la cei care nu ați fost. Unde? E somnul dulce de dimineață? Uitați-vă la mine puțin. Dacă atunci când ai inima plină de puterea Duhului nu reușești să vii, vreau să te întreb, mai există vreo șansă să vii cândva? Să nu vă fie cu supărare că întrebarea mea e pusă de un frate, nu de un verișor, dar este normal să pun această întrebare și să remarc următorul lucru. Diferența dintre înainte de botez și după botez, dacă botezul nu face nicio diferență, îmi permit să mă întreb în legătură cu autenticitatea celui botez. O să spun două, trei cuvinte din carte atât cât voi avea timp, ca să pun în evidență cum a fost Petru și alții înainte de botez și cum au luat foc sub dunamii, sub puterea lui Dumnezeu după.
Dacă nu există o schimbare, înseamnă că n-are cine să o facă. Frați și surori, scopul nostru nu e să vorbim în limbi. Acesta nu e un scop în sine. A vorbi în limbi este un semn că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și sau poate fi un dar care tălmăcit capătă oficiul de profeție și aduce zidire bisericii. Dar ăsta nu e un scop în sine. Un scop în sine e să fii plin de puterea Domnului, un scop în sine este să fii la dispoziția Domnului și să-L slujești pe Dumnezeu. Dacă nu ajungi aici, la ce îți folosește doar să vorbești în limbi, dar să rămâi la fel de indiferent, la fel de nepăsător, la fel de nepunctual, la fel de neprezent la biserică, la fel de întreb, așa de ieftin e botezul cu Duhul Sfânt, încât nu face nicio diferență, ori mântuit, ori nemântuit, tot fumezi. Ori botezat, ori nebotezat, tot indiferent ești. Ascultă-mă un pic, ceva nu-i bine. Dacă valoarea botezului cu Duhul Sfânt s-a schimbat în secolul 21, noi trebuie să roșim și să spunem, nu trebuie să se schimbe, că există un singur Domn, o singură credință, un singur botez și o singură Evanghelie. Botezul cu Duhul Sfânt face omul din cel mult copil în credință, în duhovnicesc. Și când ești duhovnicesc, adică locuit de Duhul Sfânt, ești un alt om. Nu poți să știi că există rugăciune și să stai acasă dacă nu ești la lucru sau nu ești bolnav. Nu, indiferent dacă ai 18 ani sau ai 50 sau 60 de ani, te mână Duhul. Dacă Duhul nu te mână, înseamnă că nu prea are cine. Oamenii ai lui Dumnezeu, umplerea cu Duhul Sfânt te transformă, te schimbă, te pune pe foc, te umple de pasiune. Nu mai ai liniște, în sensul că nu poți să nu participi la lucrările lui Dumnezeu. Uitați-vă în carte, Petru s-a ascuns înainte de botez ca să scape pielea, dar după botez a ieșit în piață și a predicat confruntativ, spunând primarilor, polițiștilor, armatei și cetățenilor și preoților și fariseilor, de care s-a ascuns mai înainte de botez. Și a spus așa, voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. De unde i-a venit îndrăzneala asta? Că mai înainte, în fața unei slujnice, a spus, I'm sorry, nu sunt eu, de frică. Și acum nu mai are niciun pic de frică. Botez plus frică, nu. Botez egal frică, nu. Ci botez fără frică, da. Scopul meu în seara aceasta a fost să ne uităm în cele 5 experiențe, Ierusalim, fapte 2, Samaria, fapte 8, Damasc, fapte 9, Cezarea, fapte 10 și Efes, fapte 19, evident că nu-i timp, și să surprindem cum a fost înainte de botez și cum este după. Și atunci ne vom face o părere, să înțelegem că valoarea botezului în Duhul sau cu Duhul nu înseamnă doar să avem o experiență ascunsă în camera de rugăciune și apoi să intrăm în anonimat ca și înainte de botez. Credeți-mă că ceva nu-i bine. Botezul te schimbă pentru restul vieții. Botezul te umple de foc. Botezul schimbă prioritățile și valorile. Botezul te face un ucenic aprins. Botezul îți dă o pasiune de care oamenii se miră și multe altele. Înainte și după faptele apostolilor. Una dintre marile diferențe dintre primele patru cărți ale Noului Testament, respectiv Evanghelile și celelalte 23, este atitudinea și comportamentul ucenicilor. În Evanghelii sunt plini de frică, în faptele apostolilor sunt plini de curaj. În Evanghelii sunt invidioși și competitivi, cine va fi cel mai mare. În faptele apostolilor sunt plini de dragoste și sunt colaboratori, dându-și unii altora întâietate. În Evanghelii rare ori lipsesc de la adunare. În Evanghelii, rare ori lipsesc de la adunare sau adorm împreună cu Domnul la rugăciune. În faptele apostolilor, sunt nelipsiți de la adunare, la ora 3 se duc la adunare și plini de pasiune pentru rugăciune. Vă întreb, cine a făcut diferența asta? Răspunsul este unul și singur, botezul cu Duhul Sfânt. Să intre Duhul în tine și să nu se cunoască, păi Duhul nu este așa cum credem noi, egal cu zero. Este egal cu totul și un pic mai mult decât totul. În Evanghelie uneori nu pot vindeca bolnavi. În faptele apostoli și epistole, numai umbra lor îi vindeca pe bolnavi. Cine face această diferență? Duhul care acum este în ei.
Cum se explică aceste diferențe? Oamenii lui Dumnezeu sunt duhovnicești și ei sunt opuși oamenilor firești. Oamenii duhovnicești sunt umpluți cu Duhul Sfânt, de aceea le se zice duhovnicești. De la tractor se zice tractorist, de la duh se zice duhovnicesc. Cine lucrează pe tractor e tractorist, cine e umplut de Duhul este duhovnicesc. Când ești tractorist miroși a motorină, când ești duhovnicesc se vede din vorbă, din comportament, din atitudini, din valorile vieții, se vede din tot ce faci. Scopul Duhului Sfânt coborât în biserica la Rusalii era să aplice mântuirea Tatălui, realizată de Hristos și proiectată de Dumnezeu Tatăl. Nu mai spun că Duhul Sfânt face cele două mari lucrări, una în interior, oamenii se pocăiesc, se nasc din nou, se umple cu Duhul Sfânt și urmează cea exterioară, sfințirea și în final slujirea. Însă vreau să spun două vorbe, că am probabil 5 sau 10 minute la dispoziție, să spun doar așa spicuind. Înainte și după botezul din Ierusalim, înainte și după botezul din Samaria, înainte și după botezul din Damasc, înainte și după botezul din Cezarea, înainte și după botezul din Efes. Pentru că vreau să vă conving de faptul că înainte de botez a fost într-un fel și a fost jenant. Și după botez a fost glorie și a fost slavă și a fost sacrificiu și au fost lucrările și minunile lui Dumnezeu. Și botezul a făcut diferența. Să nu mai îmi spuneți de un botez care indiferent te găsește și indiferent te lasă. Nu, nu, nu. Duhul Domnului e în stare să te schimbe. Duhul Domnului e în stare să te poarte. Duhul Domnului e în stare să te inspire. Duhul Domnului e în stare să te călăuzească. Duhul Domnului e în stare să-ți dea foc. Dacă nu-ți dă, să nu te miri dacă mă întreb, este sau nu este acolo. Dacă nici el nu e în stare să schimbe un om, atunci o să-l schimbe un muritor ca mine? Înainte și după botezul din Ierusalim. Priviți că Petru se ascunde la Golgota, dar predică confruntativ la Rusalii. Spune el, atunci Petru s-a sculat în picioare. S-a sculat în picioare în public. Și toți ăia de care el s-a ascuns cu ceva timp în urmă, la Golgota, cât? 50 de zile în urmă. Acum el stă în picioare și confruntativ îi amenință, îi confruntă. S-a sculat în picioare în mijlocul lor. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă interes din partea lui Petru. Asta se întâmplă în urma botezului cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă inițiativă. Asta se întâmplă la botezul cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă curaj. Asta se întâmplă la botezul cu Duhul Sfânt. Asta înseamnă responsabilitate. Nu pot să nu fac asta. Simt că iau foc. Nu pot! Nu-mi cere, că nu pot să stau. Mă voi duce în numele Domnului. N-are importanță că sunt obosit, n-are importanță că n-am. Dacă am pentru mine să-mi bag benzină în mașină și să-mi cumpăr pâine să pun pe masă, atunci am și pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar dacă nu am, trebuie să cer. Și de asemenea asta înseamnă risc. Cât risc și-a asumat Petru ridicându-se în picioare? Atât cât și-ar fi asumat la Golgota dacă nu se ascundea. De ce s-a ascuns la Golgota? Pentru că avea în minte informație, dar inima era goală de putere. Acum a venit Duhul. Asta se întâmplă când vine Duhul. Să repet, nu-i nevoie. Mergem mai departe. Petru nu este interesat de Ioan la cruce și îl lasă singur acolo. Dar are interes pentru noi convertiți, cei aproape 3.000 care se pocăiesc. Priviți, le spune așa, trebuie să vă pocăiți, îi învață, îi instruiește, îi cenicizează. Trebuie să vă pocăiți, trebuie să vă botezați în apă și trebuie să vă botezați cu Duhul Sfânt. Versetul 38. Apoi, le spune în versetul 41 următorul lucru. S-au adăugat la membrii bisericii. 12 persoane s-au adăugat la membrii bisericii în această seară. Ce înseamnă? Că au devenit membri, s-au adăugat la, au devenit membri la ce existenți? Spuneți unde scrie în Biblie să te faci membru într-o biserică? Acum mă gândesc că dacă ai ajuns la nivelul să fii botezat, ar fi trebuit să știi lucrul ăsta. Că atunci când oamenii se botează, ar trebui să știe de ce se botează și care sunt responsabilitățile în urma botezului. Frații mei, botezul e un angajament. De aceea nu botezăm copiii, pentru că copiii nu pot face angajamente. E un legământ. Și prin legământ îți asumi, când te căsătorești îți asumi, la bine, la rău. Defectele pe care o să le constat în anii de căsnicie, nu o să mă facă să o disprețuiesc.
E tovarășul meu de viață. O voi iubi mai mult decât înainte, când nu știam niciunul dintre defecte. Că până la nuntă ni le cam... ni le cam ascundem unii de alții. Observați că maturizare nu înseamnă doar mântuire. Maturizare înseamnă mai mult decât mântuire. Înseamnă o schimbare practică a schimbării justificatoare pe care o face Hristos în cer. Observați ce se întâmplă cu oamenii aceștia care sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă în Fapte 2 și o să vă spun versetele. Versetul 43. Au frică de Domnul și sunt implicați în minuni. Vrem minuni, dar cine să le facă? Cu 5 minute de rugăciune pe zi facem minuni? Ah, nu. Îmi cer iertare, nu. Nu. Trebuie demnitate pentru minuni în generația noastră. Nu ne putem permite să plecăm la Domnul înainte să luăm foc noi și cei din jurul nostru, dar nu un foc fizic, ci unul duhovnicesc. Este responsabilitatea generației noastre. Nu avem liniște până când nu se va întâmpla asta. Totul ne stă la dispoziție. Trebuie doar să ne aruncăm în brațele Domnului și să facem ceea ce a făcut El, imitându-L pe El. Priviți un alt verset, 44 și 45. Unitate, dedicare, sacrificiu și dărnicie. Știți ce făceau? Și-au vândut averile. Îmi permite să predic despre treaba asta? Unii n-au ce vinde, alții au, dar nu le cere nimeni să-și vândă averile. Nu, Scriptura nu-ți cere asta, în ciuda faptului că atunci s-a întâmplat, dar a fost inițiativa lor. Însă a existat dărnicie. Dărnicie abundentă. Dărnicie prin credință. Priviți versetul 46. Erau nelipsiți de la biserică. Sunt membri ai Bisericii Betania care lipsesc nejustificat? Nu știu. Credeți că nu știu? Uitați ce zice Biblia. Așa scrie în Scriptură. Nelipsiți de la templu. Probabil că n-aveau familii. Ba da, aveau. Probabil că cineva le aducea pâine acasă, nu ce o câștigau ei singuri. O, nu, ei și-o câștigau. Dar cum? Ascultați-mă, botezul schimbă, că e focul lui Dumnezeu. Fraților, scopul meu nu este să vorbesc aspru, ci doar biblic. Și aceste cuvinte nu se duc doar încolo, ci se și învârt în inima mea, că eu sunt exact în pantofii în care sunteți dumneavoastră. Eu sunt un om din generația dumneavoastră și dumneavoastră niște oameni din generația mea. Acestea sunt cuvintele Domnului pentru biserica sa și noi amândoi suntem parte din biserica lui Dumnezeu în vremea aceasta. Versetul 47. Închinare, mărturie și creșterea bisericii. Zice, cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Hai să spunem două vorbe înainte și după botezul din Samaria. Observați, Samaria de 1000 de ani era un loc al disprețului. Vă aduceți aminte că în jurul anului 1000 a murit Solomon și el a vrut să-l pună pe fiul său. Numai că altcineva intră în conflict cu fiul său, regatul unit se rupe și se face Samaria, regatul de nord, și Iuda, regatul de sud. Și pentru 1000 de ani, Iuda este mâna întâi și Samaria e mâna a doua. Și evreii din Iuda îi disprețuiau pe cei din Samaria. Și acum Duhul Sfânt coboară în Samaria, dar asta după Rusalii. Înainte de Rusalii, înainte de botezul cu Duhul Sfânt, există dispreț, există second hand. După botezul cu Duhul Sfânt există excelență, există lucruri de mâna întâia. Observați, înainte și după botezul din Damasc, un dușman al lui Hristos devine un rob al lui Hristos. Uitați-vă la Pavel cât rău a făcut. Și se întâlnește cu Domnul, e botezat cu Duhul Sfânt și dintr-o dată devine unul dintre cei mai prolifici, adică cei mai puternici în slujire, robi ai lui Iisus Hristos. Și el mai târziu mărturisește așa într-un moment de mărturisire. Am fost bătut de multe ori. Mi-a fost foame de multe ori și n-am avut ce să mănânc. Unii ori m-au vândut dușmani, alții ori m-au vândut frații. Și mă uit la povestea lui și spre rușinea mea nu mă pot identifica cu el. Nu m-a vândut nimeni, nu m-a bătut nimeni, n-am răbdat de foame, n-am făcut ce a făcut el. Dintr-un dușman a devenit un mare rob. Mi se duc anii ca un sunet, mai am un pic și mă apropii de final, de gongul final și mă întreb,
când voi face și eu lucrurile pe care le-a făcut el? Că n-a fost decât un om ca mine, un om plin de Duhul lui Dumnezeu. Tot timpul așteptăm să vină alții care să fie puternici să ne tragă după ei, uitând că cei alții sunt la fel ca noi, niște oameni care așteaptă pe alții. Înainte și după botezul din Cezarea, Evanghelia trebuie predicată tuturor oamenilor, nu numai evreilor. Iar membrii din Biserica lui Dumnezeu nu trebuie numai aceia care se potrivesc cu standardele noastre. Petru are dificultăți, dar botezul cu Duhul Sfânt îi schimbă teologia și înțelege principiul universalității. Orice om care crede este mântuit, chiar dacă uneori închinarea unei etnii este diferită de închinarea altei etnii. Observați că noua manifestare a familiei lui Corneliu. Ce spune Biblia despre familia lui Corneliu înainte de botez? Este doar un amănunt așa de mic. Am să-l citesc. Omul acesta era, notați, cucernic, temător de Dumnezeu, făcea milostenie și se ruga lui Dumnezeu. Asta e până la botez. Ce se întâmplă după botez? S-a adăugat vorbirea în limbi și închinarea, mărind pe Dumnezeu. Asta s-a adăugat după botez. Botez nu înseamnă doar vorbire în limbi și închinare, ci numai în cazul acesta înseamnă asta, plus celelalte manifestări din celelalte patru experiențe ale faptelor apostolilor. Închei spunându-vă și despre înainte și după botezul din Efes. Observați că de la botezul lui Ioan se trece la botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul lui Ioan nu presupunea niciun angajament, ci numai un botez de pocăință, de mărturisire. Dar botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt este urmat de acum duceți-vă, ne spunea fratele Ric de dimineață, acum faceți ucenici din toate neamurile, acum botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și acum învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Botezul în apă este o cununie, este o unire cu Hristos, este un legământ cu El, este un angajament cu El. Și de la un botez care însemna doar o mărturisire de pocăință, un fel de mărturie, o mărturisire pe care o facem noi înainte de cina Domnului, botezul din Efes înseamnă un angajament puternic și oamenii aceștia devin folosiți de Dumnezeu într-o manieră deosebită. Frații mei, mă uit la dumneavoastră că sunteți în fața mea. Vă uitați la mine că sunt în fața dumneavoastră. Suntem față în față în această seară și vreau să vă spun următorul lucru. Am fost botezați cu Duhul Sfânt? Da. Întrebarea numărul 2. Lucrurile acestea care sunt menționate în carte, la botezul celor din Ierusalim, Samaria, Cezarea, Damasc și Efes, sunt evidente. N-ar trebui să ne uităm după ele ca după niște evidențe care vorbesc despre prezența Duhului. Duhul nu se vede, iar frații nu din sticlă să vedem în interiorul lor, dar se văd evidențele din carte. Dumnezeu ne-a trimis această carte ca să ne ghidăm după ea, nu după tradiția de la Giurgiu sau după tradiția din altă biserică. Nu, ci după această carte care ar trebui să guverneze toate bisericile lui Dumnezeu, înainte și după botezul cu Duhul Sfânt. Frații mei, dacă după botezul cu Duhul Sfânt e la fel ca înainte de botezul cu Duhul Sfânt, atunci trebuie să ne întrebăm dacă botezul acela cu Duhul Sfânt a fost autentic. Dacă oamenii aceștia care l-au experimentat știu ce au de făcut și au fost ucenicizați de cineva, botezul cu Duhul Sfânt schimbă, umple de pasiune, umple de energie, de entuziasm, de putere duhovnicească, schimbă caracterul, aduce preocupări mari pentru Dumnezeu și schimbă prioritățile. Frați și surori, avem în față o săptămână să cerem de la Dumnezeu daruri, să cerem de la Dumnezeu putere, cei mai bătrâni dintre noi să înflorească din nou în Duhul, cei mai tineri dintre noi să fie ca niște vlăstari care mustesc și noi toți să fim un popor special pe care Dumnezeu să-L folosească. Dorim noi altceva în întâlnirile noastre de rugăciune decât primirea unei puteri, decât primirea unor harisme, decât arătarea lui Hristos în noi,
decât mărturisirea lui cu vorba și fapta, decât purtarea chipului glorios al Eternului Rege Iisus Hristos, un om muritor, să mă comport eu ca regele meu Iisus Hristos, el a știut că nu pot, de aceea, ca și Pavel spun, pot, dar prin el, în numele lui, el a știut că nu pot, de aceea mi-a spus să nu te apuci să faci ceva, că nu vei reuși, așteaptă să primești puterea și când va veni Duhul Sfânt peste tine, vei primi o putere. Așteptăm puterea asta ca să ne schimbe, să ne transforme, că suntem limitați, suntem tare limitați, suntem ocupați, suntem stresați și purtători de multe poveri financiare mai ales și nu ne mai găsim liniștea. Nu mai avem timp să dormim și să mâncăm, alergăm cu disperare să ne plătim datoriile. Dar Duhul ne șoptește, hei, ai grijă, că nu aici vei rămâne o eternitate, ci dincolo, gândește-te și pentru acolo, lucrează și pentru acolo, pregătește-te și pentru acolo, primește puterea pentru ca să fii în stare să rămâi în picioare și să-L slujești pe Domnul pentru acolo, poporul Domnului. Noi toți știm că acesta este adevărul. Dumnezeu să-L facă un adevăr personal al fiecăruia dintre noi. Amin. Aș vrea, înainte să ne rugăm, să stăm înaintea Domnului, să ne gândim la aceste lucruri și să stăm în fața Domnului și fiecare, după cum îl călăuzește Duhul lui Dumnezeu, să se roage. O să vă rog, dacă este posibil, să nu plecați după rugăciune, pentru că 3 minute o să vă arătăm un mic video. Haideți să ne ridicăm în picioare să ne rugăm.